la aprobare procesul verbal, procesul verbal, ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Sau mai trebuia filmat. Primul punct de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 15.07.2015. Discuții. Adăugări în cadrul procesului verbal? Nu supun spre aprobare procesul verbal. Cine este pentru? Împotriva, abține. La punctul 2 de pe ordinea de zi, informările unităților de învățământ privind rezultatele obținute în anul școlar 2014-2015, precum și măsurile care se impun pentru pregătirea anului școlar 2015-2016. Discuții? Dacă nu, dăm cuvântul directorului de școală la liceu, la colegii tehnologice. Domnilor consilieri, câteva chestiuni legate de informare cu rezultatele în 2014-2015. În primul rând, încadrarea școlii. Avem 47 de cadre didactice, 37 titulari, suplinitor 10, dar toată lumea este calificată și vedeți acolo și distribuția lor pe grade și pe asta. În anul ăsta școlar, noi am titularizat, am continuat aceeași politică și asta o spun cu multă responsabilitate, să avem cadre didactice, dacă se poate, localnice, să vină la școală sau cât mai apropiate de localitate. Astfel s-au titularizat la matematică profesoara Pavel Roș, Pavel Teodora, de la Delene am adus-o aici, mulți dintre dumneavoastră o cunosc, e și o profesoară foarte bună și nu mai face nici naveta. A doua este profesoara de limba română, Sofianu Stella, care vine de la Târgu Frumos, destul de aproape. Nu am avut posibilitatea să încadrăm pe cineva din oraș, deși era o fată care avea condițiile, dar nu avea definitivatul, nu avea toate condițiile îndeplinite să fie titulară. Dar sper că la limba română avem o profesoară care cred că nu va mai veni de anul ăsta școlar din Iași și atunci o să fie posibilitatea să aducem tot un profesor localnic care are și doctoratul sau este înscrisă la doctorat o localnică de aici. Și sper să ia, mai ales că am văzut că a luat o titularizare cu 9.90. A fost prima pe județ, este fata Sandu, și aici mai sus de noi, că mulți dintre noastre o cunoașteți, a profesoare de limba română de la noi, nepoata lui Sandu. Mai avem o problemă la încadrările astea, din păcate ele, toate catedrele sunt ocupate, inclusiv engleza, nu avem decât profesori suplinitori, dar calificați, la acolo unde nu este o catedră întreagă de 18 ore și atunci trebuie să aducem din altă parte. Mai avem problema cu cei care au luat poza noi și nu se prezintă la post și obțin detașări în Iași, asta este, și asta ne cam doare un pic pentru că, într-adevăr, la obiectul informatic, an de an nu reușesc să avem încă un profesor calificat ca să rezolvăm toate problemele școlii. În ce privește promovabilitatea, aveți cifrele în spate, anul ăsta procentul de promovabilitate pe școală a crescut, 94,73 față de 93,7 anul trecut, numărul corigenților este cam același, sesiunea de corigență începe mâine. Câteva lucruri legate de bacalaureat. Dacă vă uitați pe procente, anul ăsta, din cei 207 elevi înscriși, au fost respinși 20, deci un procent de 91%, dacă nu am greșit pe undeva. Un procent, eu zic, foarte bun. Și uitați și numărul de note peste 9, au fost 47 de medii peste 9 la bacalaureat, în condițiile în care în anul acesta evaluarea nu s-a mai făcut în județul Iași, a fost în alt județ. Probleme mai mari au întâmpinat elevii la limba română. Nu știu dacă numai ei nu s-au descurcat, că am văzut cam peste tot. Poate că baremul nu este suficient de bine făcut. Nu știu care e situația. Evaluarea națională, deci elevii de clasa 8, din cei 32, toți au promovat, s-au obținut 7 medii de 10 la matematică.
La admiterea în clasa noua, după cum vedeți, ultima medie este 7,26. Luat una peste alta, noi suntem totuși mulțumiți de procentul obținut la bacalaureat și la asta, având în vedere că noi școlarizăm elevii din această regiune a județului. Elevii provin din diverse medii, de la școlile în care provin. Nu putem spune că nu sunt oferte educaționale, nu este foarte bună și că școlile din jur nu-și fac treaba ca lumea, ba dimpotrivă, dovadă că acești elevi care au intrat la noi și cu ultima medie 7,26 provin de la toate școlile din zonă, deci e clar că se muncește și se încearcă să obțină rezultate bune. În ce privește proiecte europene, deja se știe, am avut Comenius care s-a terminat, anul ăsta avem Erasmus Plus, deja copiii au fost plecați în Slovenia și Croația. Avem și proiectul care a fost aprobat de dumneavoastră într-o ședință specială, care se desfășoară la toate celelalte școli, să vă spună și domnul director. În ce privește raportul pentru deschiderea anului școlar, aici aș vrea să insist pe câteva chestii. În primul rând, eu vreau să mulțumesc și Consiliul Local, dar și în special domnului primar, pentru că ne-a ajutat foarte mult în rezolvarea unor probleme, cum a fost sala de sport. A fost, pe urmă, știți că de vreo 2 ani de zile tot vin în Consiliu și spun că nu s-a mai rezolvat problema gardului. Azi pot să vă spun că este terminată problema gardului acela cu, la terenul de sport. Azi l-au terminat acolo băieții, decât am obținut cei 50 de metri pătrați. Rămâne ca de acum încolo să vedem ce putem face cu terenul de sport ca să fie practicabil. Probleme mai deosebite care sunt. În primul rând, noi am înaintat aici la primărie și o să vedem ce o să poate rezolva. Controlele efectuate de ISCIR, că nu mai putem funcționa cu centrala în interiorul corpului A. O problemă pe care am mai ridicat-o aici. Ei ne-au interzis și noi am propus, am trimis un proiect primăriei și Consiliul Local, o să vedeți dumneavoastră care e situația, încât să putem scoate această centrală în afară, să intrăm în legalitate cu ea. De asemenea, cei de la ISU tot timpul ne pistonează că nu avem voie să folosim sălile din internat ca sală de clasă, pentru că le-am schimbat destinația. Nu am să înțeleg de ce insistă ei așa de mult pe această problemă, pentru că până acolo au fost internat, funcționăm din 90, funcționăm cu sală de clasă acolo, dar ei tot timpul ne solicită acest lucru. În rest, probleme mai deosebite. Am rezolvat problema cu certificatul de performanță energetică. A mai rămas problema cu cărțile tehnice la construcție. Nu le avem pe toate. Nu știu cum rezolvă celelalte școli. Dar cei de la Inspectoratul în Construcție ne-au anunțat că vine să facă o verificare ce am făcut până acum și să vadă ce măsuri vom lua pe viitor. În rest, eu nu pot decât să mulțumesc Consiliul Local, domnului primar, pentru faptul că ne-au ajutat mereu și au fost alături de noi când am avut concursul Micii Matematicieni, încheierea anului școlar, deschiderea anului școlar, în măsura în care s-a putut, mulți dintre dumneavoastră știu că ați sprijinit aceste acțiuni ale colegiului nostru și pentru asta eu vă mulțumesc în numele colegilor mei. Ședința asta se desfășoară într-un climat din concediu, așa spus, pentru că majoritatea consiliorilor sunt în concediu, pe o linie. Deci suntem cam jumătate prezenți în consiliere. Asta nu înseamnă că materialele care au fost și vor fi expuse nu prezintă importanță, dimpotrivă. Sunt de o importanță deosebită pentru că se referă în special la procesul de învățământ și procesul de învățământ în orașul lor nu a fost niciodată tratat cu indiferență sau mai cu puțină atenție față de alte probleme importante. Și spun asta pentru că luna asta mai este o lună de pregătire pentru școli. Din septembrie se scurtează, rămânem pe ultima sută de metri și trebuie să
facem în așa fel încât copiii că vin la școală să găsească terenul pregătit, școlile aerisite, văruite, igienizate, sălile, grupurile sanitare și, de asemenea, cel mai important la colegiu este de a face centrala termică, pentru că nu ne mai dă voie nici sciro, nici situațiile inspectorate, situații de urgență, nu ne mai dă voie să funcționăm cu centrala termică în interior. Trebuie să o scoatem în afară și asta necesită niște fonduri. Noi, la prima ședință, vom găsi, vrem unii găsim niște bani pentru a aproba și clădirea cu construcții provizorii, să spunem așa, chiar provizorii trebuie din zidărie și din placă de beton pe ăsta și, de asemenea, modificarea instalației din încălzire. Trebuie făcută până în octombrie, până la 1 octombrie trebuie terminat tot, că apoi începe și frigul. Spune meteorologii că vor fi călduri și în septembrie și în octombrie, dar de dumneavoastră. Au spus că va fi ploaie și în aprilie, și în mai, și în iunie. Și uite că a fost secetă. Avem mai bine de 2 luni jumate când nu plouă. Deci, noi trebuie să ne urmăm exact după anotimp. Deci, la 1 octombrie, instalația din încălzire la colegiu trebuie să funcționeze. Deci, e o chestie foarte importantă. Domnul director, trebuie să aveți grijă că s-a schimbat legea. Practic nu s-a schimbat, s-a hotărât acum, e clar. Consiliul local, orașul, autoritatea locală trebuie să asigure naveta profesorului. Din start trebuie să prezentați listă cu toți navetiștii. Este stipulat în lege, exact clar cum se face și adus tabelul cu toți navetiștii, sumele pentru care și nu mai este voie să fac contract cu firma transportatoare de către colegiul sau de către școlile care au navetiști. Contractul de transport se face direct cu autoritatea locală. Deci din timp trebuie făcut treaba asta ca să nu avem probleme cu profesorii care au fac navete. E foarte bine că v-ați gândit ca să micșoreze numărul navetiștilor. Mai ales la obiectul de bază, când se știe că orice navetist se gândește care e primul mijloc de transport care poate să plece spre casă, spre domiciliu. Atunci nu prea se gândește la elevi și la pregătirea lor, ci mai degrabă, mai ales la o distanță mai lungă, cum să plece, să ajungă la domiciliu, să nu prindă noaptea pe drum. Sau... Deci e o problemă destul de importantă și asta cu naveta și problemele care le-a semnalat cu centrala termică. În rest, eu aș vrea să felicit întreg colectivul de conducere a Colegiului Național, toți profesorii, toți cadrele care nu sunt didactici, auxiliare, să spune așa, care au contribuit din plin la rezultatele bune, deși Colegiul Național nu se află printre primele locuri, dar noi suntem mândri că procentul de promovare a crescut de la an la an și astfel că anul ăsta am trecut din 90%, nu? Da. Deci e o muncă susținută acolo care îți vede și rezultate. Probabil s-au implicat și conducerea, și profesorii, și elevii, și părinții, și toate aceste eforturi comune au dus la un procent bun de promovare la bacalaureat. Deci, încă o dată, felicitări, domnul director, țineți-o tot așa, într-un ritm ascendent, și noi, în Consiliul Local, vă vom susține cu tot ce putem, așa fel încât procesul de învățământ se desfășoare în limbi normale, corect, cum trebuie. Vă mulțumesc că am ceva de spus, că nu s-a spus aici legat de centrale. Și știți că atunci când s-a făcut, că s-ar putea să fie o întrebare legată de centrale. Atunci când s-au făcut centrale la școală, nimeni nu spunea că nu ai voie să faci centrala în interiorul școlii. Da. Acum legea s-a schimbat și asta e toată problema. Nu e o chestiune că cineva atunci ar fi greșit.
că s-a pus centrala în școală. Acum centrala era în interiorul școlii. Atunci când s-a făcut, nimeni a zis că nu ai voie să faci în interiorul școlii. S-au întâmplat incidente și la alte școli și sigur, s-au luat și eu măsuri din siguranță. Iar legat de navetă, și asta am vrut să spun, dacă ați amintit dumneavoastră, că primăria, adică dumneavoastră, Consiliul Local, ați aprobat și sumele restante, că cei de la școală au câștigat un proces și li s-a dat toate sumele, încă nu mai este probleme. Da, vreau să vă asigur că deja județul Iași a primit suma cea mai mare după București, pentru a rezolva toate problemele cu sindicatele care au fost procese câștigate în instanță și acum, începând din luna septembrie, vor da toți banii la profesori. Dar nu de navetă, e vorba de salarizare. Nu, dar v-am zis, naveta care ați... Naveta nu e, deci eu m-am legat de cealaltă problemă. Da. Banii pentru... Care au fost... În luna septembrie să plătesc restul hotărârilor judecătorești. Deci Iașu a primit cea mai mare sumă de bani după București. Deci pentru învățământ. E o chestie bună și am citit în presă și eu treaba asta... Mi se pare că chiar pe 1 iulie, dacă între 1 august. Da, mulțumesc. Ce ultimul lor? Da, în anul școlar 2014-2015 au fost școlarizați 1019 elevi în 36 de clase, 23 de clase de învățământ liceal și 13 clase de învățământ profesional. Ca realizări principale, în anul școlar 2014-2015, au fost reducerea absenteismului școlar cu 10% față de anul școlar trecut, realizarea planului de școlarizare la clasa a 9-a și suplimentarea acestuia cu 3 clase de învățământ profesional, ca număr de elevi promovați, ca procent 89% în acest an școlar, față de anul trecut la examenul de bacalaureat, avem un procent de promovabilitate de 50%, a crescut față de 36% în anul școlar precedent. La examenul de certificare a competențelor profesionale nivel 4 la liceu și nivel 3 la învățământ profesional avem o promovabilitate de 100%. Ca stare disciplinară a elevilor, nu se observă o mare modificare a notelor de 7 la purtare sau sub 7 la purtare față de anul școlar precedent. Cifrele sunt apropiate de la 33 la 35, respectiv 36 rămâne constant numărul de note sub 7 la purtare. Ca și probleme care ar trebui rezolvate până la începerea anului școlar, corpul B, care trebuie să fie renovat, corp care a fost cumpărat de la Fundația Evreilor, primul rând acoperișul, de asemenea ISU ne-a avertizat în ultimul proces verbal din la ultimul control din aprilie cu privire la instalația electrică din corpul B. Noi avem acolo, am văzut și curent la 220 și la 380, să suspendăm sau să reducem liniile alea de pe sus. Prea multe pentru ele, pentru siguranța lor. Și o altă problemă ar fi amenajarea curții corpului A, cea care dă spre blocuri. Gardul l-am amenajat, l-am rezolvat, dar mai a rămas curtea interioară. La, dacă îmi permite să vă adau și eu privat. Eu, în primul rând, vreau să vă spun că la liceul tehnologic s-a schimbat total ideea așa de mult de școală profesională cum era până acum. Se vede clar că este liceu, s-a îmbunătățit și promovabilitatea față de ani din urmă. Am tras eu o concluzie că se muncește mai mult și este un interes mai mare și din partea profesorilor și din partea elevilor. Am văzut parcă mai puțini în anul ăsta prin Rareșoaia și prin balurile astea care sunt mai aproape de școală. Am mai luat și noi măsuri cu poliția locală pentru a mai opri un pic intrarea elevilor, dar totuși încă
Dar eu cred că acei copii care sunt trimiși la școală de părinți pentru a, ca să învețe și care au o leacă de interes, să știți că se duc la școală, nu stau prin, la diverse baruri și își văd de treabă. Ca dovadă și situația mult mai bună. Este adevărat că sunt mai multe de făcut la liceu tehnologic, dar asta și datorită faptului că noi am avut și avem în continuare niște datorii plătit la comunitatea evreiască, de la Uniunea Învățătoare, școala. Acum dumneavoastră au venit chiar președintele comunității și ne-au spus că o să ne dea în instanță dacă noi plătim niște restanțe de la chiria din 2013 și 2014. Vorba de vreo 250.000 de lei. Iată niște bani care am putut să rezolvăm multe probleme. Dar ei nu renunță, știți dumneavoastră. Ei sunt mult mai, cum să spun eu, gospodari pentru ei decât pentru alții. Ai zgârșit, ca să spunem așa, dar asta e, da, caracteristica omului. Și îi solicită să le plătim în rate acele restanțe. Era vorba de 110.000 de lei pe 2014. Până am plătit, până am achitat. Așa a fost în protocol. Deci până în momentul când se plătește ultima rată la vânzare, la contract de vânzare de cumpărare, ei percep și chirii. Că se temeau că dacă nu le dăm bani, ei deci intră înapoi în poziția clădirii și bine, la momentul de atunci cred că era bine dacă le-am fi lăsat școala în pace și vedeam cu terenul ce facem. Școala, bine, e o clădire, e o construcție care e tare, e rezistentă, dar poate în felul ăsta ar fi mai cedat sau ar fi lăsat-o. Dacă o lăsat două luni sau trei luni de zile fără stăpân, era cum e fabrica de mobilă, încă e rematul sau alte clădiri care au rămas fără stăpân și în câteva luni le-au luat ușile, zidurile, acoperiși, tot. Dar asta este. Deci o să încercăm să rezolvăm câte ceva de acolo, dar întâi să plătim și datoriile astea ca să nu mai chem în instanță. Îl plătim și despăgubirea. Da, în rest eu vreau de asemenea să felicit și colectivul de cadre didactic și, și conducerea de la, de la liceu tehnologic. Se vede un alt flux, un alt avânt așa pentru învățat, pentru... Deci se vede și la ei îmbunătățiri majore în ceea ce privește procesul de învățământ. Și felicitări conducerii și pentru că imprimă această stare și tuturor celor care, pe lângă colectivul de cadre conducere, sunt alături de conducere și fac treabă cum trebuie la, la școală, la colegiul la liceu de noroi. Școala gimnazială pe Brareș. După cum puteți observa și în materialele pe care le aveți în, în față, din punct de vedere statistic, noi am funcționat, am școlarizat în, în anul școlar 2014-2015 un număr de 982 de elevi, a căror rată de promovabilitate a fost la învățământ primar de 93,89%, iar la învățământ gimnazial de 77,80%, rate de promovabilitate care vor crește cu siguranță după examenele de corigență din, din toamnă. Puteți observa în continuare și statistica privind absențele înregistrate. Aceste medii sunt date de către, mai mult de către elevii de etnie romă care se înscriu la școală, vin, ne solicită să îi înscriem, după care pleacă cu părinții în călătorie și iată, noi ne încărcăm cu absențe.
ei trebuie menținuți să înscriși până depășesc cu peste 2 ani vârsta clasei și așa mai departe. Pe parcursul anului școlar am avut mult de lucru pentru a pregăti cum se cuvine evaluarea națională și au fost organizate simulările din decembrie și în februarie. Rezultatul final fiind unul foarte bun, spunem noi, o rată de probabilitate de 94,10%. O altă activitate laborioasă, ca să spun așa, a fost organizarea evaluărilor naționale la clasele a doua, a patra și a șasea. A presupus un volum mare de muncă, dar cu toate acestea s-au finalizat, rezultatele au fost comunicate individual fiecărui părinte, așa cum cere procedura. În ceea ce privește încadrarea cu personal didactic, spunem că și aceasta a fost foarte bună, doar 5 suplinitori din totalul de 53 de cadre didactice. O tradiție a școlii noastre o reprezintă participarea la concursurile și olimpiadele județene și naționale, activitatea extrașcolară pentru și extracurriculară la pentru copiii de această vârstă, de clasele 1, de clasele pregătitoare 8, fiind foarte importantă. Ei primesc o doză de educație în plus față de ceea ce se întâmplă la catedră și de aceea îi căutăm să implicăm și se autoimplică în diverse activități, cum ar fi aceste concursuri și olimpiade. După cum puteți observa și dumneavoastră, rezultatele au fost și anul acesta foarte bune. Locuri 1, 2, 3 mențiuni atât la fazele județene cât și naționale. Uitați, este un tabel aici pentru învățământul primar, unul pentru învățământul gimnazial. Numai puțin de 35 de elevi au obținut premii la primar și 20 și 22 la gimnazial. Bineînțeles că mulți dintre ei obținând nu un singur premiu, ci mai multe premii la diferite concursuri. Au mai fost, mai sunt enumerate aici rezultate obținute și la alte concursuri decât cele cuprinse în calendarul inspectoratului școlar sau al Ministerului Educației Naționale și Ministerului Educației, Cercetării Științifice. După cum bine știți și ați mai luat la cunoștință acest lucru, derulăm în prezent la școală proiectul Și eu vreau la școală. Deja am făcut achiziții, am mobilat spații, se face instruirea grupurilor țintă. Deci la noi la școală proiectul a demarat ca și la liceul tehnologic, ca și la colegiu. Aveți în continuare prezentate o serie de proiecte educaționale în care au fost implicați elevii la noi în școală, obiceiuri și tradiții la români, deșeuri reciclăm, mediul promovăm, frumosul protejăm și așa mai departe. Dar una dintre cele mai mari realizări ale școlii noastre în acest an școlar este obținerea titlului de eco-școală. După desfășurarea timp de 3 ani a unor activități specifice, am reușit să obținem acest titlu, dar pe lângă asta am făcut rost și niște bani cu ajutorul colectivilor de elevi, e vorba de 2500 de euro, bani pe care îi vom investi în dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a școlii. Colectivul nostru de copii obținând locul întâi pe țară la colectarea hârtiei. Vrem să mulțumim domnului primar, domnului viceprimar, pentru că ne-au ajutat să amenajăm acel parc de lângă școală, care a contat foarte mult în luarea deciziei de către comisia venită la București, care a evaluat școala și apoi ne-au acordat acest titlu de ecoșcoală. În ceea ce privește pregătirea școlii pentru începerea noului an școlar, vrem să spunem că, datorită faptului că am primit și anul acesta, ca de fiecare dată, la timp, fondurile necesare de la primărie și de la Consiliul Local, am definitivat
reparațiile și igienizarea sălilor de clasă, a holurilor, a băilor, în toate cele trei corpuri de clădire și în sala de spor. Deci, noi putem spune că în luna august vom lăsa să se așeze această curățenie. Vor veni oamenii din concediu la 1 septembrie și vor mai aerisi, vor, eu știu, vor mai finisa ce mai este de finisat, în așa fel încât la 15 septembrie copiii vor intra în niște spații unde își pot desfășura optimă activitate. S-au curățat spațiile verzi, curțile interioare, s-au luat măsuri ca acestea să fie întreținute pe perioada vacanței de vară și așa mai departe. Deci, în afară de faptul că am avut o activitate fructuoasă, o activitate reușită, considerăm noi, în anul școlar trecut, considerăm că și anul școlar viitor este pregătit din punct de vedere al curățenii și al dotărilor pentru a începe. Cam atât, vă mulțumesc. Colegi, dumneavoastră, la școala generală la Petru Vareș știm cu toți că este un colectiv de cadre didactice și o conducere serioasă cu implicare directă în realizarea procesului de învățământ, dar nu numai asta, deci realizarea unor proiecte. Și aici eu vreau să-i felicit pentru implicarea lor în absorbția unor fonduri europene. Mai ales că aceste fonduri vin să completeze veniturile mici a unor familii și a unor copii care sunt greu de adus la școală și de multe ori nu au cu ce să vină la școală. Și aici nu mă refer la mijloc de transport, la haine, la condițiile pentru a veni și a fi prezent la școală. Aici eu aș mai cere conducerii școlii să se implice mai mult în promovabilitatea la gimnaziu. Pentru că în învățământul primar au procent foarte bun, 93-94%, dar la gimnaziu se vede că se coboară cu aproape 20%, 77%. Nu știu, nu este motivată această diferență mare dintre primul ciclu și al doilea ciclu de învățământ. În rest, eu nu am decât cuvinte de laudă față de întregul colectiv de cadre didactice și de conducere a școlii. Deci vreau să spun că noi ne-am implicat și noi, autoritatea locală, primăria, cu fonduri pentru a susține aceste programe. Au avut școală după școală, 30 de elevi în care a fost implicată conducerea. Foarte greu să realizează astfel de proiecte. A doua șansă, cu 24 tineri și școala de sâmbătă, 20 de elevi. Unde copiii aceștia vin la școală, trebuie să le asigure o masă caldă, trebuie să le asigure cadre didactice care să îi instruiască în perioada aceea. După terminarea orilor, bineînțeles. Și este destul de greu, pentru că majoritatea profesorilor, a învățătorilor, sunt deja rulați în proces de învățământ dimineață și apoi, după masă, trebuie să vină să țină ore și la aceste proiecte. Aș fi vrut aici să vedem cam câți navetiști aveți, pentru că sunt cei mai mulți. Situația navetiștilor o vom cunoaște după 1 septembrie. După ce se tutularizează, face situația tutularizează. Avem foarte mulți navetiști aici și dacă îi adunăm pe cei de la toate școlile și de la Liceul Tehnologic. De la Liceul Tehnologic, de la Colegiul, de la Școala Stăcovaș, de la Școala Tehnologic. Să vedeți dumneavoastră că trebuie să alocăm fonduri de peste 250-300 de mii de lei pe an. Fonduri care ar fi foarte bune pentru a rezolva ceva în oraș. Sunt destul de mulți bani cu care poți face altceva, dar iată se duc pe drum. Asta e o problemă foarte, foarte dificilă, dar n-avem ce face. Deci, mai ales
acum ne întărește legea. Trebuie numai noi să suportăm. Până acum mai suportau și școlile, mai suportau și cadrele didactice. Era o chestie de negociere cât de cât. Dar acum nu mai este. Toată naveta este suportată de către autoritatea locală. Deci înainte veneau, mai negociam. Hai că noi vă dăm 70%, voi pune și voi. Sau școala, mai dădea și școala. Mai aveți în alte programe, mai le rămâneau și lor ceva bani. Și mai dădea la navetă, dar acum nu mai este. Deci nu mai noi o suportăm. Și de asta e o, un, cum spun eu, o greutate foarte mare să susții acea navetă. Cu cât sunt mai puțin, cu atâta noi, în Consiliul Local, rămân niște fonduri care putem să alocăm la alte domenii, pentru teren de sport, pentru alte activități în școală. Și eu cred că în acest an s-a văzut că am avut implicare în tot ce s-a chemat proces de învățământ, deplasarea elevilor la olimpiade, premieri și toate celelalte, care am fost anunțați și am aprobat în Consiliul Local. Eu vreau, pentru că de la școala Prucovaș la grădiniță nu mai nu sunt reprezentanți, eu vreau să-i felicit pe toți cei care sunt prezenți aici de la colegiul, de la liceul Tehnologic și la școala Petru Raneș, pentru rezultatele obținute, pentru grija pe care o au față de școală, pentru buna relație care o au cu noi, autoritatea locală, bune relații care le-au cu părinții și cu ceilalți factori care concură la procesul de învățământ, la rezultat de învățământ. Felicitări încă o dată și vă urez succes în continuare. Aveți grijă ca până la 1 septembrie să igienizați școlile, să fie puse la punct, așa în fel încât pe luna septembrie doar să mai retușăm ceva ce mai avem. Mulțumesc încă o dată. Mulțumim. Încă 3 diverse. Un proiect pe care l-am câștigat cu Consiliul